Oficialii echipei de fotbal Pandurii au reușit să-i convingă pe cei patru jucători să intre din nou pe teren. Aceștia refuzau să mai joace după ce administratorul special le-a prezentat noile condiții impuse de club din punct de vedere financiar. Din fericire, Grigorașii a reîntors în vestiare pe cei patru Pandurii. Pe lângă acest aspect pozitiv, Marin Golea mai vine cu o veste bună pentru jucători. Cei care au evoluat în meciul cu Poli Timișoara vor încasa prima de joc în valoare de 350 de euro. Lucrăm la acte ca să virăm banii pentru punctele din remiza cu Timișoara. Am promis, ne ținem de cuvânt, a declarat Marin Golea, administratorul special al Pandurilor. În ceea ce privește primirea banilor pe viitor, Golea susține că majoritatea angajaților de la Pandurii vor avea salariul minim pe economie primit la zi.